Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă. Cuvânt din cartea Cunosc un om în Hristos de Mitropolitul Ieroteos Vlahos. Arhimandritul Sofronie Saharov a fost un mare părinte al vremurilor noastre, care din isihia chiliei sale și din mănăstirea sa a slujit întreaga lume, a odihnit mii de oameni, a renăscut prin cuvântul său mulțime de fii duhovnicești, i-a născut din nou după Dumnezeu, a învățat teologic și a vădit tainele Duhului, a adus în zilele noastre experiența cea de veacuri a prorocilor, apostolilor și părinților. A lăsat o binecuvântată moștenire și, într-un cuvânt, a fost și este un far călăuzitor care răspândește lumina lui Hristos în lumea întreagă. Inima sa sensibilă, deschisă către toată lumea, îl făcea să se roage pentru toți oamenii trăitori pe pământ. Era foarte mișcat de cei ce se aflau în necaz, în strâmtorarea zbuciumărilor existențiale, ca și de cei ce se îndeletniceau cu rugăciunea minții în inimă într-o atmosferă de pocăință. Era mișcat de asemenea de cei tineri, de rebeli, de cei ce flămânzeau și însetau după dreptatea lui Dumnezeu, care treceau prin ceea ce trecuse și el însuși în viața sa. Stătea în fața lor cu respect și cu dragoste și făcea totul pentru a-i ajuta. Ascultând cuvintele părintelui Sofronie, putem vedea un om a cărui minte era alipită de Dumnezeu și care vorbea despre viața duhovnicească din lăuntrul acestei stări.